Asistenta! Și fac un calmant! Și să le spun ceva! Cui? Spuneți! Voi să merge să transmiteți ceva, un mesaj din partea mea! Spuneți că se va transmite și la televiziune! Da! Aș vrea să aveți și înregistrat și filmați în comitet. Da. Mă numesc Farcău Rodica, de la ICS Timișoara, Alimentara. În ziua de duminică mi-am apărat magazinul, mergând de la magazin spre casă. Trupele de securitate au tras în noi fără să ne someze. Am avut frați și surori reținute în penitenciar. Au fost eliberați după 3 zile, bătuți, schinjuiți. I-au bătut, i-au lovit în față cu paturile de arme. Eu stau acum aici în acest spat, dar în numele colegilor mei de la ICS Alimentara și din partea conducerii de la ICS Alimentara, mă alătur voi tinerilor din Timișoara și din București și din toată țara. Ne alăturăm pentru Marea Revoluție. Vrem un trai și o viață mai bună. Vrem tinerii să fie liberi. Vrem ca totul să fie bine. Vrem de azi înainte, vrem pâine. Vrem totul să fie bine și să fim fericiți. Nu mai vrem dictatură. Nu mai vrem nimic rău în țară. Vrem ca Ceaușescu să fie judecat aici, în Banat. Vrem să mulțumim în numele tuturor bolnavilor, alături de Adriana, care se regăsește lângă mine, să mulțumim directorului Petrescu de la Spitalul de Ortopedie și doctoriței Ței, cu care m-a operat și care peste nu mult timp mă va opera din nou, fiindcă este necesară a 3-a intervenție chirurgicală din cauza celor 2 groanțe care m-au străpuns. Îi mulțumesc din suflet și ne alăturăm tot spitalul de aici, ne alăturăm vouă celor din Piața Operei și vă ajutăm de aici, din interiorul spitalului, cu sufletele noastre și cu graiul nostru, să fiți tari și să mergeți înainte, să rezistați. Nu acceptăm trupele de securitate, nu le acceptăm. Am înțeles că au făcut cerere de acceptare, nu le acceptăm, nu-i vrem. Vrem ca armele să fie distruse și vrem un moment de reculegere pentru cei 4.000 de morți. Vrem ca morții noștri să fie identificați. In mid-December 1989, demonstrations had broken out in Temeswar. Protests were aimed at first at government plans to banish Pastor Laszlo Tukish from the city, then at Ceaușescu. On December 17th, members of the Securitate, militia, and army opened fire on demonstrators. The victims were taken away. Their whereabouts remained unknown. 2 days later, tens of thousands of people took to the streets as if they had nothing to lose. In reports which circulated, the number of those who had died continued to rise. General expectancy, the certainty of evil, created a pattern of perception in which the corpses of a pauper cemetery could be confused with those of the rebellion. At the time and place inscribed in the image, from the window of a student dormitory in Temeshvar, an amateur video camera records demonstrators moving towards the center of the city. The camera is in danger. It has remained upstairs to continue filming. Crowd chants reverberate, at times clearly discernible. The image in the blue, wintry light is divided. The walls in the foreground and the action in the background
pertain to different temporal frames. The image is unequally divided. The major portion is occupied by the foreground, which is not the focus of attention. The event has been shifted to the background. The camera gets as close to the event as the lens allows. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalii României Socialiste, doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului București, un salut călduros revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate. To assert his endangered power, Ceaușescu addressed a mass rally like so many which he had ordered to be held during the prior 25 years. Television transmits live. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o At this point, the television went off the air. Electromagnetic recording continued in the broadcasting van and documented this. Command communication from the ruler to the people had broken down, and, as if there were a disturbance in the line, Ceaușescu shouted, Allo! 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 Liniște! Stai! The cameraman had received instructions to pan to the sky if anything unexpected occurred. Așezați-vă liniștiți! Tovarăși! Tovarăși! Alo! Tovarăși! Așezați-vă liniștiți! Alo! At this point, the television came back on the air. At first without audio. Așezați-vă liniștiți la locurile voastre. Asta e o provocare. Alo! Alo! Așezați-vă liniștiți, las liniștiți! Cetățeni ai capitalii! Mergeți înapoi, tovarăși! Las liniștiți!
Vorbește-le. Alo! Încă o dată! At this point, the sound came back on. Să subliniez că trebuie să demonstrăm cu toată puterea, forța și unitatea în apărarea independenței, integrității și suveranității României. Aceasta constituie una din problemele fundamentale. Let's return to the beginning of the disturbance. What had occurred? Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București. Something rivets his gaze. Aceasta. Shouts surge up. His speech stops. The camera wobbles. A technical disturbance. The broadcast is interrupted. What had occurred? A film camera from the weekly newsreel was able to record some moments of the interruption. Here the rally is still proceeding in orderly fashion. People massed in front of an entrance to Central Committee headquarters. In the background, there are streams of people going away from the square. In the foreground, toward the balcony. Here, order has been restored temporarily. These recordings, too, give no indication of the nature of the disturbance. Ceaușescu proceeded with his speech. Doresc să vă informez pe dumneavoastră de o importantă hotărâre adoptată în această zi de Comitetul Politic Executiv privind nivelul de trai al oamenilor muncii. Am hotărât în această dimineață ca începând de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2000 la 2200 lei. In his apartment, a cameraman panned his amateur camera to the street to see if the disturbance had any further effects. Stimați telespectatori, am transmis direct din Piața Republicii, marea adunare populară a oamenilor muncii din capitală. The man who had just panned from his television set to the street took his camera up to the roof terrace of a high-rise building on University Square.
The same camera a few blocks further. The camera had returned to the roof terrace on University Square. In the night darkness, the cameraman wanted to assist the images with words. În imagine zidul universității cu lumânări aprinse. Informăm că ministrul Forțelor Armate a acționat ca trădător împotriva independenței și suveranității României și, dându-și seama că este descoperit, s-a sinucis. Facem apel către toți cei care își iubesc țara și poporul să acționeze cu cea mai mare fermitate împotriva oricărui trădător. Toate zvonurile și minciunile au fost dirijate în strânsă legătură cu trădătorii de țară și cu cercurile imperialiste de trădătorul Milea, care a organizat aceste provocări, a spus minciuni și a informat fals în legătură cu situația din țară, nespunând nimic despre crimele și distrugerile din Timișoara. On this morning, another amateur camera in the center of the city observed the confrontation between demonstrators and security forces. Ce? Ochelari. Ah.
Ce-a sărit ochelarii mai mult. Ce-i acolo? The edges of its images document how the army shoots over the heads of the Securitate troops, who then flee. There they flee with their white shields. This street leads to the television station. And this street leads to the square in front of Central Committee headquarters. These images were recorded by a professional video camera, which was used to document Ceaușescu's public appearances. From the same position on the previous day, the camera of the weekly newsreel had documented with snapshots the interruption of the speech. By capturing something of the disturbance, it had been the first to go over to the other side, more out of curiosity then resolve. The camera, which just recorded the fraternization between demonstrators and soldiers, has now arrived at the square in front of Central Committee headquarters. Books spewing down from the balcony. The sound of a helicopter in the air. This camera manages to record the moment when the Ceaușescus flee. Close-up identifies Nicolae and Elena Ceaușescu. Oh,
From a more advantageous viewpoint, this camera was able to follow in detail the helicopter's takeoff. Focal points emerge: the square in front of Central Committee headquarters and the television station. When the demonstrators arrived at the television station, two cameramen had managed to smuggle a camera out of the repair room under a jacket. At the downstairs entrance, the two cameramen noticed a man who identified himself to the guard as a colonel, which he later denied, demanding to speak with the director. Să vină și corpul tehnic, convocați corpul tehnic, care să asigure de aici, de pe mine. Așa. Paul, să sun la 428, să ia baterii de la Gheorgheu. Da, aici. Unde sunt, tovarăși? Să vină în pace. Cine sunt? Unde sunt? Acolo. Cine știe că e mă? Vă rog, claritate, fără timiditate. Vă rog să fiți lângă mine. Da. Dumneavoastră... Așa, vreau... Deci rugămintea mea, ascultați-mă. Vă ducem, avem la liniște. Exact. La liniște și ordine. Rugămintea mea e... Tovarăși, să ne purtăm... Am venit aici să salvăm această instituție foarte importantă pentru statul nostru. Să salvăm onoarea României. Salvăm onoarea României. Perfect. Vă rugăm în liniște și în ordine, altfel nu facem nimic. Și apelul nostru trebuie să fie în acest sens. Corect. La liniște, la ordine. Așa, avem nevoie... Trebuie să-i stăpâniți. Avem nevoie de... De armată să restabilească ordinea, domnule, aici, că noi nu putem face nimic. Ați dat nu se poate face. Sunt și alți comandanți care și armata e alături de noi. S-am pușcat. Da. Asta o să mergeți dincolo. Da. Sunt toți adunați în partea aceea, veniți să în partea aceea. Ne-am urcat de stat, am să luăm decizia. Ce vreau să vă rog? Timpul este scurt, tovarăși. Să trecem la fapte, la treabă, mai bine zis. Avem nevoie de dumneavoastră să comunicăm cu toată țara, să transmitem ultimile știri, că în țară încă se mai varsă sânge. Sibiu, nu ne mai repetăm, se știe. Deci avem nevoie să puneți televiziunea la dispoziție. Da. Poate așa trebuie capăt. Trebuie să pun apărat. Să facem un apel, un donat. Un apel. Uite, asta vreau. Dorim organele militare, pentru că noi nu putem face ordine și eu am și o demandată și se poate lungi așa foarte mult. Stați un moment, frate. Da? Dacă tinerii care sunt în curtea acestei instituții așa văd militare, s-ar putea să creadă că este... Nu, 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 nu
Vreau trei tehnicieni sau de acord puternic să vină cineva cu mine. Sunt acolo, o să-i aveți acolo. Păi da, luăm armata, este cu noi, domnule. Da. Cerem sprijinul armatei ca să se restabilească ordinea, că nu putem face nimic. Este un haos. Hai la mine. Să chemăm pe comandantul București. Domnul, chemăm aici. Se comunică evenimentele din București. Deschideți pot. Se știe, domnule, noi vrem cerem sprijinul armatei să se restabilească ordinea. Armata este deja cu noi. Armata cerem să nu mai fie vărsare de sânge și de mai acolo. Și confuzie. A fost prea de tot. Nu intră, dar acolo. Mai salvat de legiune, te rog frumos. Te rog, vină un pace, că nu acolo. Unde telefoanele sunt aici? Acolo doar 3 inci poate să intre. Dacă vine tot cuhor de oameni, am nenorocit. Vină un pace cu mine. Nu intră nimeni în studio. Flașul director, uitați aici, tovarăși, ascultați-mă. Sunteți mulți tovarăși care lucrați în televiziune. Sunteți nevinovați. În acest haos se poate întâmpla orice, se poate vărsa sânge din nou. Noi vrem să vă salvăm și viețile dumneavoastră. Ai încoace să spun. Eu unul personal. Trebuie să știți niște lucruri care sunt foarte importante și obiective. Știți cât sânge s-a vărsat până acum? Dar nu se poate 2-3, domnule? Nu, nu, vine versul, vine-o face. Și... mergeți, vă rog, cu camera înainte. Te rog frumos. Cine-l face? Cine-l face? Cine-l face? Stai, mai frate, să discutăm. What needed to be discussed without the camera's presence? The director states that he wished to discuss technical details with the visitor. And the latter states that the director said not to meddle, the cards are shuffled, and the game is underway. The camera bided in the elevator. Un tânăr foarte de treabă. Acum treci pe filtrul 1. Filtrul 2. Poporul a învins. Armata română a trecut de partea noastră. Apelăm la toți cetățenii patriei noastre, de orice naționalitate, iubitori acestui pământ, ofițeri, soldați ai Ministerului de Interne. Nu știți politică, iubitule! Armata de partea noastră nu înseamnă că și guvernul de partea noastră. Tancuri restaurentează la bază! Nu luați lucrurile în joacă. Faptul că sunteți aici nu înseamnă... Apelăm la ei! Apelăm la toți cetățenii patriei. Trebuie să le dai program! Da! Programul patriei. Iubitori acestui Ministerului
Arătați-vă eroicului. Am o rugăminte la tine. Domnule, nu mai așa. Bun, e regulă. Faci primul anunț. Faci primul anunț. Și eu vom anunț programul. Eroic, popor român. Urmează proclamația și programul. Orice moment e foarte important. Liniște puțin. Liniște puțin. Eroic, popor român. Liniște puțin. Liniște puțin. În clipa în care intrăm în emisie, 23 de milioane de oameni sunt cu ochii și cu urechile pe voi. Nu mai scoate nimeni niciun cuvânt. Faceți primul anunț. Primul anunț îl fac eu. După care Mircea Dinescu, care lucrează la proclamație. După care se va redacta proclamația. Da, și prin planul Mircea Dinescu. După aceea se face pauză. Sunteți gata? După primul anunț se face pauză. Corect, un sfert de oră. Vă dau un timp scurt. Anunțul, liniște! Liniște! Anunțul, după care pauză, liniște! Hai, Mircea. Te prezint și tu spui, arăți că lucrezi. Da. La un apel care nu așa. Să înceapă Caramitru că-l cunoaște lumea. Da, corect. Liniște! Atențiune, vă rog! Peste 5 secunde intră în emisie. 5, 4, 3, 2... Fraților! Fraților, mulțumit de lui Dumnezeu, ne aflăm în studiourile televiziunii. Am reușit să ajungem aici, în spatele tancurilor, cu armată și cu studențime și cu oamenii pe care îi vedeți și cu mii și mii de români și de alte naționalități care ne-au condus. În fața dumneavoastră se află eroul nostru, Mircea Dinescu, poetul. Vă rog să-l priviți. El lucrează. Vă va spune despre ce este vorba. Suntem emoționați, obosiți și dorim ca tot poporul român, de orice naționalitate, care a luptat cu arma în mână, în sensul că au avut în suflet acea suflare divină a lui Dumnezeu și a răbdării poporului român, care în sfârșit s-a rupt, să putem asculta cuvintele lui Mircea Dinescu, care vor fi purtătoarea genului românesc peste timp. Noi lucrăm, iată-l pe Mircea Dinescu, care să vă spună. Spune, ce faci? Peste 10 minute vom da un apel către populație. Vă rog să vă păstrați calmul. Sunt momente în care Dumnezeu și-a întors fața către români. Să ne uităm către Dumnezeu câteva minute înainte de a vă vorbi. Înainte de asta apelăm la toate forțele ale armatei noastre. Armata în București e cu noi. Dictatorul a fugit. Apelăm, facem un apel către Ministerul Forțelor de Interne. Să depună armele, să intre în cazarmă. Poporul e cu noi. Peste 5 minute vom face un apel către toată suflarea română. Către eroicul popor român. Victorios! Victorios! Am învins! Am învins! Am învins! Am învins! Nu știu, domnule. Era cu toate mulțimea. Gândul meu se îndreaptă spre acei care sunt acum în închisori, disimulați sub infracțiuni de drept comun. Să se dea amnistie tuturor celor care se află în închisori, să se revizuiască situațiile judiciare ale celor de curând arestați. În același timp vreau să adresez un apel poporului nostru. În momentul acesta, ochii lumii sunt îndreptați asupra noastră. Trebuie să arătăm că suntem responsabili, că suntem un popor care cunoaște ordinea, cunoaște ierarhia și legalitatea. Verificarea și condamnarea tuturor celor care au activat în acești ani împotriva noastră. Se vedește faptul că armata a tras în popor, înseamnă că va fi rău. Și pentru armată în ansamblu ei, și pentru fiecare comandant de subunitate și militar în termen, care a executat un asemenea ordin.
după informațiile pe care le avem, au murit copii, au murit oameni bătrâni, au murit femei. În același fel, tovarășului general Rusu. Opriți, măcel. Nu știu ce va fi mai departe. Îmi pare foarte rău. Sigur că cei îndrept vor cerceta împrejurările în care a murit prietenul meu, generalul Milea, ministrul apărării naționale. Ne temem însă că scapă cumva de pedeapsa noastră Nicolae Ceaușescu, Dovrena Ceaușescu, Nicu Ceaușescu, atenție, Clica, de trădători, Bălbu, Badea, Dincă, atenție, cei care au slujit imediat, Cățelan, Rimelianescu, Descălescu, toți aceștia trebuie prins, judecați și condamnați, la moarte dacă trebuie. Bă, dar n-am văzut un militar, bă, în față. Păi cine mai este aia, s-au băgat? Militare au primit, au fost... Consemnați în cazărnă. Ieri suntem, nu suntem mobilizați, bă. De văd să-l cheamă pe ala de unde o fi, să vină, dar... Atât am băgat, așa, a fost o grăbată. A fost o grăbată de oameni care... Mi-a fost frică de un idiot. Până n-au murit unii, n-am scăpat. Nu mai deschide de altă să face curând, dar... Eu știu și pe mama asta. Mama, nu vine să crezi, bă, frate. De ce nu vorbești? Hai să trăim, mai noi. Atâta! Atâta! O să spui dinții acum! Că n-ai avut bani pe tații aici. Profan,
Because the television was not yet ready to transmit, the Prime Minister had to repeat his resignation. The camera looks for the new important men. In the jostling crowd, it tries to lay hold of Ion Iliescu, formerly a member of the Central Committee, who later fell into disfavor. For the last 10 years, he has been widely regarded among the populace as a counterfigure to Ceaușescu. He is on his way to the balcony. Au fugit aia de la poartă. Da? A venit un vecin la mine și mi-a spus: domnule, au fugit. Am ieșit numai era lor, că erau două mașini. Și am ieșit, venea coloana acolo, la închidere. M-am luat lângă în fața lor. Pardon. Stimați telespectatori, suntem informați că armata română este prezentă în jurul televiziunii cu o unitate de blindate, reafirmându-și astfel încă o dată hotărârea exprimată astăzi de a fi alături de poporul din care face parte. Prin sprijinul și atitudinea noastră disciplinată să arătăm că iubim și prețuim soldații, subofițerii și ofițerii care își respectă jurământul față de țară. Și acum câteva icuri de peste hotare față de istoricul eveniment din România. Toate ecourile sunt extrem de favorabile, se manifestă solidaritatea cu poporul nostru. În momentul de față suntem amuzați că putem lua legătura direct cu care nostru reportaj care se află în piața Republicii. The announced broadcast could not take place due to technical difficulties. The television switched back to the studio. Fiți convinși că ostașii țării, ostașii care și-au făcut datoria, ostașii care fac parte din popor, își vor face în continuare datoria. Și acum vă rog să-mi permiteți să citim câteva ecouri de peste hotare, care arată ce mare, ce amplu este acest ecou, este ecoul evenimentelor istorice de astăzi din țara noastră. Și să se termine cu planul de ucidere a satelor țării. Să respectăm țăranii! Suddenly the television switched over to the Central Committee. Să reorganizăm învățământul și începând de astăzi să se dea la o parte marxism-leninismul, această dogmă. Instead of Iliescu, now Dumitru Mazilu was at the microphone. Under Ceaușescu, a United Nations diplomat, then a dissident. Să se elimine minciuna și impostura, să se stabilească criterii de competență, de responsabilitate și de votament pentru România. Unu,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A little later, when the television once again attempted to broadcast Iliescu on the balcony, this glitch occurred. Organele Ministerului de Interne au trecut în subordinea armatei. De aceea vă rugăm, acum avem o singură forță de ordine publică. Armata și organele de ordine publică ale Ministerului Interne subordonate armatei. Păi noi am intrat la 2 minute după ce a plecat elicopterul. Așa, și spune-mi, de unde plecăm? Ce să plecăm? Am plecat de pe platforma de dreapta. Are chiar. Deci cum te uiți la SMCC, o platformă? E o platformă, sus. Era un elicopter. Pe D, pe B? 1. Abandonarea rolului conducător al unui singur partid și statornicirea unui sistem democratic. Mai departe. 2. Organizarea de alegeri libere în cel mai scurt timp posibil. Da, cel mult, cel târziu mai anul viitor. Martie este data tiranului, nu se poate. Nu, aprilie a lui și Paște. Mai, aprilie a lui și Paște. Și ce vreau să facem? Aprilie e ziua de Paște. Nu, eu spun atunci, ca să nu supărăm pe nimeni, în cel mai scurt timp posibil. Februarie. E mai bine. Bun, mai departe. Acest răs, 3. Alo, ieșiți afară dacă vreți să vorbiți. Nu ne mai. Noi trebuie să ne concentrăm aici, nu se poate așa. Ale frontului, deci structuri ale puterii în teritoriu, ale frontului Savoiei Naționale care preia întreaga administrație locală. Și apoi ca măsuri imediate la nivel central și la nivel local, necesitatea funcționării instituțiilor vitale, aprovizionarea cu energie, cu căldură, cu apă, funcționarea rețelei comerciale, alimentare, a transportului public și a tuturor unităților economice care se intre în activitate normală. 3. Separarea puterilor legislativă, executivă și judecătorească în stat. Ce a vrut Montesquieu? Haide să... Domnule Iescu, iertați-mă. Salvare nu-i bine, e ține de lovitură de stat, democrației naționale. Așa a fost. Iertați-mă. Democrația a fost cel vechi. Adică, noi am zis, doar și Iescu, eu când am vorbit acolo, am zis frontul unității populare. Nu e bine, nu e bine. Democrație să fie un cuvânt explicit. Democrația a fost... Frontul salvării naționale funcționează de 6 luni de zile. Nu se mai poate frontul democrației că a fost. Adică ce ce adică tot ne-a să reconstituim structurile. Acum nu avem timp să discutăm. Măcar o vorbă. Organele, ăsta e organ de partid și de stat. Consiliul Frontului Salvării Naționale este organ de partid și de stat. Nu de partid de stat, în niciun caz. Asta sună ca dracu. Este structura noii puteri. Nu mereu a fost un... Frontul de Salvare Națională care a lăsat un apel de semnal. Vă supuneți în regimă pentru primul stadiu că aici și armată? Cei de la Timișoara i-au zis Frontul Democrației Sociale. Păi ăsta e ce-a fost, domnul. Noi să nu mai se repete asta cu... Nu, și fără socialism. Nu cred că mai ai alegere. Pentru că ai spus așa. A spus așa, asta zic și eu. E foarte important un lucru. Să proclamăm încă din astă seară că țara se numește România. Nu Republica Socialistă. România. Și schema schimbată. Iar să cerem fabricii de confecții să confecționeze în cel mult 5 zile
noul steag al țării, care să aibă tricolorul românesc clasic fără murdăria. Noi acum vrem să constituim un Consiliu al Frontului Salvării Naționale, o să dăm un comunicat către țară, o să apelăm ca să se creeze noile structuri ale puterii, inclusiv pe plan local, Consilii Județene Municipale Orășenești, care să asigure buna funcționare a administrației locale, cu tot ceea ce înseamnă. Așa că voi luați măsuri ca să funcționeze totul normal. În circa o oră o să putem să dăm comunicatul ăsta. Poate chiar mai repede. Luați legătura cu Petre, să fie bine. Pregătit. Da. Cu Petre. 2, 3, 6. Dau cuvântul domnului Radu Abagiu, care se ocupă de aprovizionarea populației. Reflectoarele spre tribuna oficială, vă rugăm. Suntem informați că se trage contra poporului român. Vă rugăm să ne comunicați ce se întâmplă! Vorbiți, 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 dar nu așa! Se trage? Atunci noi trebuie să stăm liniștiți fără violență. Toți grupuri să nu ne despărțim! Vă rugăm să stați liniștiți! Rămâne pe loc! Nu plecăm! 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 Domnule, să fie arestat imediat. Da? La arestul Carnejoanei. Ai înțeles? La arestul Carnejoanei cu bază severă. Nu intră nimeni. Armata lor! Cine, cu cine mai ești? Militară, nu? Tu nu ești față militară? Da, la, acolo să fie. La arestul garnizoanei. La arestul garnizoanei și păzit cu străzicie, comandantul garnizoanei răspunde personal de el. A reține? Da? Da, zi. Da. Da. Da? Da? Da, cine? Da. Eu sunt în sediu comitet de centrală. Ai colonă de terenă de 55. L-au prins? L-au adus trei tovarăși care sunt aici în spate. Vă rog, poftiți în față ca să poporul să vă vadă. Ne-am mărturisit în momentul în care l-am scos din mașină pe este Nicu Ceaușescu și că a avut o stat de cinci, a luat o stat de copii. Ne-am mărturisit. Și a ce?
Cum ai minte din nou, cum am mințit întotdeauna. Lăsați asta pe seama. L-am protejat ca să vorbim. Lăsați lucrul acesta pe seama și decât. Legea va stabili. Vă rugăm, dragi, dragi, noi, pe oameni în pace. Puțin mai tare. Care va fi judecat de către legile poporului nostru. Primul. Și după faptele vă rog, vom analiza, va veni momentul când vom analiza faptele care le-a făcut, cu ce e vinovat și cu ce este nevinovat. Dar vă rugăm foarte mult să nu cumva să încerce cineva în această perioadă să se dea la acte care sunt necontrolate. Nu, că oricum l-am salvat. Noi, până aici l-am adus întreg. Îl avem aici, lângă noi. A mărturisit că a plecat de la Sibiu. Puțin. Și a dat ordin comandantului securității din Sibiu să nu tragă. Minte. Nu se verifică. Asta e versiunea pe care o spune. Vom verifica-o. Pierdem prea mult timp cu el. Nu mai discutăm atât despre el. Pierdem prea mult timp. Am văzut despre el. A luat o state și copii. A mărturisit la toată lumea. În care trebuie să stai. Două cuvinte. Să ne spune două cuvinte. Nu, nu, nu. Nu vorbesc că sunt din uite-te, Ian, nu mai vede, nu mai vede postul, nu mai se judează. Foarte bine. Foarte bine că l-a luat. Nu mai are cine să-mi se judeze. Televiziunea, mulțumim frumos că ne-ați dat și nouă legătura. Atențiune, atențiune, vă vorbim din balconul Comitetului Central. Atențiune, atențiune, vă vorbim din balconul Comitetului Central. Nu mai trage nimeni, nu mai trage nimeni. Acolo sunt militarii noștri. Opriți focul. Opriți focul, economisiți munițiile, nu avem foarte multe, opriți focul! Armata să pună farurile pe palat, să vedem steagurile lor.
Suntem în emisie, stimați oameni, cetățeni, televiziunea este atacată din toate direcțiile. Facem un nou apel la dumneavoastră să dați sprijin pentru salvarea acestei instituții vitale pentru mersul înainte al democrației în România. Se pare că elemente teroriste au pătruns chiar pe unele dintre culoarele acestei instituții. Veniți cu toții în sprijinul nostru. Apelăm la armată care ar putea să mai trimită eventuale ajutoare. O situație similară se înregistrează la telefoane. Și acolo este nevoie de sprijinul bucureștenilor, al cetățenilor, al românilor, al armatei române, a poporului întreg. Se pare chiar că de pe înălțimea palatului telefoanelor se trage asupra televiziunii. Iată deci două instituții realmente de importanță strategică, cum am mai pomenit înainte, care trebuie apărate cu orice preț. Eu cred că ar fi bine să rămânem în emisie. Da. Și în priză directă și să eventual chiar să deschidem ușa studioului și să aflăm ce se întâmplă pe parcursul acestei... Se aud în pușcături. Se aud în pușcături dincolo de geamurile acestui studio. Mi se spune să închidem ușa, stinge lumina... Sunt atâția sportivi în țara asta care s-au afirmat. Mai au ocazia odată să se afirme acum. Este unica șansă pentru a nu pierde ceea ce am câștigat astăzi cu sângele nostru. Mulți am fost pe tancuri. Mai jos de ce? Să atacă și acolo. Să dea studioul de treabă. Asta, măi, să nu mai facă apel să vină din țară. Cine să mai vină din țară și de unde? Să nu mai iasă demonstranți. Auzi? La aia nu trag de acolo cu taburile. Da, dar nu trag ăștia de afară. Se întâmplă ceva. Trag și aia și aia. Să fiți păziți și la televizor. Ce vreau, bă? Înșteaptă de la lume. Domnul Adulat de Spun, astăzi nu e timp de gărmă, e timpul luptei și jertfei pentru democrație și libertate. Veniți, fraților! Veniți în rânduri cât mai strânse, să apărați. Cu arma în mână, nu vă faceți probleme. Dați ordine, tovarășul capitan. Avem informații de la tovarășul capitan care apără televiziunea că s-a reglementat situația. Nu puiesc arme. Ne apărăm în continuare. Nu s-a reglementat nimic, cetățeni. Dați-vă din cadru, tovarăș. Așteptați-ne pe noi cu știrile adevărate. Nu vorbesc. Armata apără cu arma în mână studioul de emisie. Deci nu vă faceți niciun fel de problemă. Dar veniți. Da, armata apără cu arma în mână studiourile de emisie. Ascultați comunicatea care se dau în mod oficial. Dar și dumneavoastră trebuie să apărați în continuare libertatea. Doară și Mocanu. Alo. Domnule, dumneavoastră, cu toate stațiile radar în funcțiune peste tot? Și atunci cum dracu apare elicoptere, domnule, dintre din exterior? Ai doborât ceva până acum? Unde să nu fie altceva, domnule? Da. Este provocările unde? 8 bucăți? De unde au venit astea, domnule? Alo? Din interior? Extraordinar. Deci nimic n-a intrat din afară. Alo? Nimic. Totul din interior. E clară, frate. Auziți? Alertă totală peste tot, că ăștia au fost niște demenți. Dar nu e nimeni, niciun cadru de conducere acolo? Au avut în interior, noi n-am știut, de unde să știm că n-am știut, și acum au stricat la acțiune. Dar cine trage voi? Peste tot. Da. Băi, fiți atenți. Da. Bine, bun. Alo? Băi, fiți atenți cu aia. Nu este inspectoratul de terenul ministerului de interne? Să nu apară între soldații noștri, vă rog, cu mare atenție. Ofițer acolo? E numai cine să pricepe. Dă-mi un ofițer, te rog. Te rog, foarte rog. A avut, domnule. Ai elicoptere? Au omorât un unități. Ce-au omorât? Nu, au omorât 8 elicoptere. Ai elicoptere? 8. Numai la Timișoara, nu la Timișoara, pe toată zona. Păi, dar cine a săltat elicopterele? Păi, dar din interior...
Cine? Spune, domnule, dar cine a săltat elicopterele ca să se tragă în ele? De ce s-au ridicat elicopterele? Pe cu cine le-a fi avut? Unde a avut? Forțe dar speciale. De nu înțeleg cine a plecat elicopterele? Are teroriști, doamne, de unde au venit ăștia? Că n-au teroriști special. Păi de unde? Păi ori ale dânsului, ori ale mele trebuie să fie. Altele nu sunt. Ale dumneavoastră. Ale dumneavoastră. Au fost și altele. Păi, foarte curioasă treaba. Sunt, păi, sunt de la dumneavoastră cu alte ordine. Păi noi am decât trei elicoptere. Păi cu duși întors. Nu se poate, domn. Dar te rog să spune repede. Nu se poate. De cine e ocupată poșta? De unde Dumnezeu raportează că... Dar vorbește, te rog, mai tare și mai coerent. De unde sunt atunci? Optim? Cum? Au apărut elicoptere, de unde? Cred că au avut un, nu știu, au avut subteran ceva, nu știe nimeni. O fi avut un regiment subteran pe undeva, ținut pe undeva, le-au scos și pe urmă au început să acționeze pe toată țara. Nebuni ăștia care zic, demenți. Mă lămuresc eu, stați că mi se pare că am reușit să depistăm. Da. Nu, permite cine? Tu ești ministru de interne. Ministru de interne. Salut. L-am adus, erau ascunși. I-am prins acum. Din partea Consiliului Frontului Salvării Naționale, vă comunicăm că acum 10 minute a fost arestat generalul Postelnicu. Și a fost arestat generalul Dincă în sediul Comitetului Central. Ei sunt sub paza generalului Gușă, șeful Marelui Stat Major. Alături de generalul Gușă și alături de mișcarea noastră este fostul șef al Departamentului Securității Statului, generalul Iulian Vlad, care dă ordin tuturor trupelor de securitate să se alăture armatei. Repet, Postelnicu și Dincă sunt arestați în sediul Comitetului Central. La ora asta, Postelnicu trebuie să dea informații complete în legătură cu punctele în care există diversiuni. Domnule procuror, da. Eu... De ce ai băgat oamenii acolo să tragă? Nu, eu nu mi-aparțin mie trupele de securitate. Dar cui? Generalului Vlad. Vlad. Dar Vlad a dat dispoziții să înceteze. De ce nu încetează? Păi da, l-am văzut că s-a agitat acolo și tot dădea mereu. Eu nu știu de ce a dat, că ordin n-a fost să se tragă. Da, și Vlad a dat ordin să înceteze. Păi da, eu nu știu ce a făcut Vlad, ce n-a încetat. Dar eu vreau să vă spun că trupele nu îmi aparțin mie. Bun. Eu, mie mi-aparțin trupele de grăniceri. Auzi, domnule... Nu, domnule procuror, cu securitatea dumneavoastră știți cum se lucrează. Eu știu cum se lucrează, dar ca ministru... Nu, am, nu, eu nu sunt, nu da, am atribuțiune. Dar ați fost... Nu am atribuțiune. Ați fost șef al Departamentului de Securitate. Da, și eu... internă și externă. Nu, pe vremea aceea nu eu mă coordonam ministru direct. Eu eram colaboratorul ministru. Da. Luați-l, întrebați-l, da. Așa nu, era un regulament. Dar e decret, da. E regulament. Eu cunosc organizarea. De cine a vrut să... E organizat. Până capăt masacrului. Unde? Stat... Când ați văzut că se trage, de ce n-ați dat ordin totuși? Ca ministru. Băi, băieți, încetați lupta. Poporul a câștigat. Domnule procuror, da. Am dat ordin să nu se tragă în... Pentru că noi n-am avut, adică eu n-am avut trupe. Cei de la miliție, ei nu trag, ei sunt cei de stradă. Ei sunt cu circulația, cu circulația, ordinea, cu așa. Și ăstora, care ăștia se ocupă, de ăștia mă ocup eu, da. Cu toate că nu ți-ai ajuns, dar eu coordonez. Da. Eu
i-am spus, nu se trage. Dar nu miliția trage acolo. Nu, băi, ascult. Trupele nu mi-aparțin mie. De unde se trage? De unde se trage? De partea aia? Ce frică? Nu, mamă, o să dă chime, mă, tu fost Cristu și eu. Unde sunt tot felul de chestii? Stai, mă, liniștit, că n-avem noi. Uite așa o ține stărică de 3 zile. Suntem din ăștia de război. Înțelegi? Nici nu ne pasă de gloanțe. Dar eu n-am scris tot ce am văzut. Nici nu ne pasă de gloanțe. Să vezi ieri cum am ieșit din parat. Când bubuiau aia, să vezi cum ne-am întors. Să vezi cum am venit eu dimineață, când era răpăiarea întoi, când era întuneric. Tu te-ai văzut la televizor? M-ai văzut? Te-ai văzut, hai. Ai liniștit. Oprește-mă aici. De ce? Unde? Te duci acasă? Nu, mă duc să caut acasă ceva să duc. Da. De unde se trage? Spuneți, de unde se trage? De ambele clădiri. Din blocul ăsta, să aici. Treceți pe partea aia. Hai, vezi pe aici. Stați, domnule, jos, domnule! Nu mai trage, că nu mai avem... Că nu se trage, credeți. Cum fata arme, domnule? Cu copilul, domnule, cu copilul. Ce vreau să frumos, zic? Chiar colțul ăsta rotund? Exact, da, ăla s-a rotund. Unde, la etajele superioare? Da, sus, adică de la... Hai, tu, mai sus. De la 4 în sus. Da. Unde, acolo, deasupra? Nu, dar așa, mare, zic. Dumneata, ce ai observat acolo? De la care ferestre? De undeva? De la ferestre de astea. Hai, grăbiți-vă, nu mă uitați. La ce la nivel de sus, în jos? Eu coace, mă, dă-l arma încoace. Lăsă-l la mine. Două, că a venit două încoace. Da, dă-l lui, măi. Nu folosiți, măi, lăsați, nu trebuie. Domnul. Dacă a venit cineva. Da, dacă e nevoie, frate. Spune-mi și mie unde tragi. Poate mâncați-o. Spune-mi și mie unde tragi. Băiete, spune-mi și mie unde tragi. Uitați aici, jos. Jos, la pe colț ăsta rotund, da? Hai, mai vei voie să trage, domnul. Nu trage razant, omule, că e armata. De acolo a fost. Lazescu ordered the construction of the high-rise buildings on Victory Square, which were never completed. Empty of occupants, their facades freshly painted, they surround the square like stage settings. There, the enemy is said to be hiding. He is said to have fired shots before the camera arrived on the scene.
Perhaps portions of the Securitate remain loyal to the dictator. Later, there was talk of combat units from the military intelligence service, which in simulated skirmishes had to feign an armed opponent in order to assist the army to a victory on the side of the revolution. Belief in the enemy's presence is a habit, recollected fear. During 40 years, fear was utilized to maintain power, a weapon system. Developed into a weapon system, it was the Eastern European counterpart of the West's high-tech arsenal, a psychological substitute for material advantage. The internal tactic of deterrence accorded with the international strategy of deterrence. Time froze. The basic movement was that of idling. The basic feeling, the inertia of fear. The shooting started only yesterday, and people are acting as if war has been going on for a long time. Jos la pe colț ăsta rotund, da? Hai mai vei, 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 se trage, domnule. Nu trage razant, omule, că e armata. În prezent, sau până acum, am zis, am răspuns la asigurarea colțului informativă a obiectivului adevăr. Sărșiu. Nu mai arde chestia asta, nu, după aia o să dăm. Da, da, mai încolo. Rămâneți. Ofițerii care lucrează informativ nu au în dotare arme așa cum... Da, da, da. Cum... Să recunoască crimele în fața poporului, să nu o ia pe ocolite. Repede. Nu e vorba... Nu e vorba de nicio crimă. Iar dacă cineva mă poate acuza de crimă, să dea telefon aici la AGPR și să mă învinovățească de ce crede. De ce n-a predat armele? De ce a avut... Azi de dimineață am auzit la radio comunicatul tovarășului ministru general colonel Iunian Vlad și eram în drum să mă prezint la unitate pentru a mă predea și a aștepta noi ordine. Ce a căutat în armată aici, în curtea televiziunii? Păi n-am venit în armată. Și ca orice cetățean al României, ți-ai luat arma din dotarea personală și ai plecat către noi. Către unitate. Nu? Unde către unitate. Era la sala palatului. Nu. Unitatea mea, o colan este pe... vis-a-vis de unde este... Eforie. Pe Eforie. De vineri seara cu noi, domnule. De ce n-ai venit cu noi de vineri seara? De ce mă n-ai venit? Să-l omor colegii de servici? Păi eu dacă aș vrea să se verifice pistolul care mi-a fost dat în dotare pentru a se constata dacă s-a tras cu el. În viața mea n-am tras niciodată nici asupra unei persoane. Pentru că așa s-a dat în dotare. Să fie judecat conform legilor. E judecat, va fi judecat. Sunt sportivi, poartă pistoale. Ați văzut o mostră din cei care ne atacă. Da. Again in a second. Okay. This battle has now been going on for almost 24 hours, but despite all their firepower, the troops are not able to winkle out those men still loyal to Ceaușescu. This battle has now been going on for almost 24 hours. But despite all their firepower, these troops are not able to winkle out those snipers still loyal to Ceaușescu.
băieții furgoneta care ați văzut-o mai înainte în imagine și pe trei zile sunt la dispoziția Bucur. Am părat la aeroportul Copeni de ieri dimineața la ora 4 victimele teroriștilor, victimele postului Copeni care ne-a adus în situația de față și care nu ne-a lăsat să trăim ca niște oameni liberi, să ne facem datoria. După cum vedeți, acestea sunt ultimele victime care ne-a indignat și care acum la aeroportul Otopen, în fine, s-a făcut liniște și teroriștii care au rămas au fost aruncați în pădurile din depărtare și după câte se pare nu mai au muniție, li s-a terminat muniția. Deci vor fi prinși. Sunt libaneși și sunt sirieni care au fost parașutați. Mașina va face un tur. Descoperiți-vă! 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 Descoperiți-vă și denunțați! E fals că e nou. E nou nouț, e fals. Nu e. Lasă-l să-l vedem. Dai să-l vedem. Pronto. E nou, e fals. Nu e fals. E nou. Nu e bun. Controlați. Eu sunt nevinovat, domnule. Eu, bun, perdic. Stai, să fiți la mea, stai. Înal, urtata vitară, 0405, București, iau-te. Nu sunt. Iau-te. Bă, țineți-l bine, băi! Ia uite ce e ce are! Ordine în alb! Formidabil, bă! Român!
La cine era ordinul de servici? La el. De unde era ăla? La ce mă era? Vesu spune. Eu mi-e drugă, eu bă. Vesu spune. He's not terrorist. Okay, and? And he's terrorist. Fiora securate, cerul să lucea, nu se poate, nu ne vine să credem că acest Sfânt Crăciun suntem cu toții atât de strâns legați cum n-am fost niciodată în viața noastră. Este o minune. Noi nu ne dăm seama, am dorit toți să venim aici să vă spunem, iubiții noștri, concetățeni, iubiților noștri, prieteni, ai noștri spectatori care ne-ați... Numai un pic că sunt emoționat. Să vă mulțumim vouă, celor de la televiziune, ostașelor, mamelor, copiilor la care ne gândim, care sunt și copiii noștri. Să vă spunem că în clipa aceasta sufletul nostru, tot sufletul nostru, tot trupul nostru, tot ce avem noi mai sfânt și mai bun, e al dumneavoastră, al acestei minunate țări spre care până la urmă Dumnezeu s-a plecat și suntem cu toții înfrățiți în ceva care nu se mai poate spune. Vă rog să mă iertați, sunt atât de copleșit de emoții, de bucurie, că vă simt aici, că suntem cu toții aici împreună, încât nu pot să... Eu care atât de ușor aș fi vrut să vă spun o mie de lucruri, dar știu că timpul... Vine timpul când fiecare o să putem să spunem, să ne desfășurăm, să ne punem sufletul pe palmă în fața dumneavoastră. Eu am luat de acasă ceva simbolic. Ceva simbolic am luat. O inimioară roșie. On this day, the cameras are gathered in the room at the weekly newsreel studio. They are pointed at the television set, anticipating an important announcement. For the same reason, the streets are deserted. Everybody is watching and hoping for images from a single camera which still has access to what is happening. Camera and event. Since its invention, film has seemed destined to make history visible. It has been able to portray the past and to stage the present. We have seen Napoleon on horseback and Lenin on the train. Film was possible because there was history. Almost imperceptibly, like moving forward on a Möbius strip, the side was flipped. We look on and have to think, if film is possible, then history, too, is possible. Comunicat. În ziua de 25 decembrie 1989 a avut loc procesul lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu în fața Tribunalului Militar Extraordinar. Capitele de acuzare au fost 1. Genocid, peste 60.000 de victime. 2. Subminarea puterii de stat,
prin organizarea de acțiuni armate împotriva poporului și a puterii de stat. 3. Infracțiunea de distrugere a bunurilor obștești prin distrugerea și avarierea unor clădiri, explozii în orașe, etc. 4. Subminarea economiei naționale. 5. Încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste 1 miliard de dolari depuse la bănci străine. Pentru aceste crime grave, săvârșite împotriva poporului român și a României, inculpații Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost condamnați la moarte și confiscarea averii. Sentința a rămas definitivă și a fost executată. Vom reveni cu imagini luate în direct în programul televiziunii de astăzi seară. Vom reveni cu imagini luate în direct în programul televiziunii de astăzi seară. Dragi telespectatori, așa cum am anunțat, Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena au fost reținuți de grupe de cetățeni și armată în timp ce încercau să fugă din țară. Li s-a efectuat examinarea medicală potrivit legii, în urma căreia concluzia comisiei medicale a fost că sunt sănătoși. S-a constituit un tribunal militar extraordinar. Capetele de acuzare au fost 1. Genocid. Peste 60.000 de victime. 2. Subminarea puterii de stat prin organizarea de acțiuni armate împotriva poporului și a puterii de stat. 3. Infracțiunea de distrugere a bunurilor obștești prin distrugerea și avarierea unor clădiri, explozii în oraș, etc. 4. Subminarea economiei naționale. 5. Arată bine, domnule. Foarte bine. Bună, reale și la mărite. 5. Nu trebuie, tragi nostru. Încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste 1 miliard de dolari depuse la bănci străine. Li s-a acordat dreptul la apărare. Constatându-se existența faptelor incriminate, inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena au fost condamnați la moarte și confiscarea averii. Genial. Genial.
Sentința a rămas definitivă și a fost executată prin împușcare. Cu aceasta, dragi telespectatori, am încheiat programul televiziunii noastre libere. Vom reveni dimineață la ora 11. Ce vreau eu să mai vă spun, să spunem fraților, conducătorul, criminalul care l-am văzut astăzi la televizor a fost omorât. Ne-a mințit în așa fel să ne urâm pe noi, că unul lua 300 de lei mai mult, unul mai puțin, să ne urâm între noi ca să nu poată să iasă el întotdeauna la suprafață, între care copiii lui aveau milioane pe cec, între care fisa 97 de mii de dolari, care nu, el spunea, dolarii sunt viața noastră, să nu-i cheltuim mai ura, și el dădea, împărțea cu Bobu, cu toți conducătorii dolari ăștia și noi nu puteam să ne distrăm niciodată. Tineretul nu avea o casă de cultură, la ora 6 se stingea toate luminile. Nu puteam niciodată să ne distrăm. Am crescut într-o ură cu germanii, cu ungurii. El spunea că minorități, dar ungurii erau prietenii noștri, că cu ei am trăit, cu germanii, putem să ne ajutăm, toți ne ajută acum. Din cauza asta copiii noștri poate au murit, între care mulți suntem, ne-au murit frați, cumnați. Nu pot să mă țin emoție mare, s-au murit.
din cauza asta și vă rog să ne ajutăm în continuare, că așa e viața asta. A românului le-am ajutat mereu și eu vă urez sărbători fericite. Trăiască România liberă! Trăiască.